Zuckerberg anun dezastrul, date ale utilizatorilor Facebook au fost vândute de Cogan sublinierei altor companii, în afară de Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg a confirmat, marci, în timpul audierii sale în fața comisiilor de comerț sublinierei juridice ale Senatului American, ce date ale utilizatorilor Facebook au fost vândute de profesorul Alexander Cogan sublinierei altor companii, în afară de Cambridge Analytica. Întrebat de senatorul Tammy Baldwin dacă Cogan a vândut date colectate prin Facebook sublinierei altor companii, în afară de Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg a răspuns afirmativ. Da, a vândut date sublinierei altor companii, a spus CEO-ul Facebook, menționând compania Eunoia, dar precizând ce au fost sublinierei altele, pe care le va menționa în declarația lui complet. Alexander Cogan este cercetătorul de la Universitatea Cambridge care a creat chestionarul folosit de Cambridge Analytica. Aplicația TCSMI Digital Life, conceput de Cogan, cercetător în psihologie care lucra pentru această companie, i-a permis întreprinderii să colecteze date personale de la mii de persoane care au descărcat-o, dar sublinierei pe cele ale prietenilor lor de pe platforma de socializare. Audierea lui Mark Zuckerberg în comisiile de comerț sublinierei juridice ale Senatului American, după izbucnirea scandalului Cambridge Analytica, continuă la momentul transmiterii acestei sublinieretiri. Scandalul Cambridge Analytica a izbucnit în luna martie. Atunci a fost raportat faptul ce firma susținut de Robert Mercer, simpatizant al lui Donald Trump, sublinierei condus în trecut de Steve Bannon, fost consilier al actualului presubliniere-dinte american, a obținut informații personale a 50 de milioane de utilizatori Facebook fără a avea permisiunea. Aceste informații au fost folosite pentru a influența procesul electoral din 2016. Cifra s-a dovedit a fi mult mai mare, iar reprezentanții ai Facebook au transmis ce peste 70 de milioane dintre cei 87 de milioane de utilizatori afectați sunt din Statele Unite, peste 1 milion. Din Filipine, Indonezia sublinierei Marea Britanie. Alte peste 2,5 milioane, din Uniunea Europeană.